dau seama cum mă văd în această competiție. Parcă îmi vine să-mi dau cu părerea, dar parcă mi-aș da prost. Eu sunt mai din Mahala, așa. N-aș vrea să mă apuce dracii pe acolo, că nu văd bine. Dacă mă ies din Pepe, nu vreau să fac urât, că fac urât, dacă mi se pune pata. Mama mi-a zis să nu jur, să nu vorbesc urât, că lumea de la televizor nu știe că eu sunt o fată educată. Bebe tot cu să nu juri, m-a luat. E un soi de relație tată-fică, adică uneori mai scap pe gură tata față de Bebe pentru că e foarte patern și foarte atent. Dar în același timp e și o prietenie între mine și Bebe, adică suntem și foarte similari ca actori, ca oameni și ne înțelegem foarte bine. Da, m-am dus un pic la extreme, de la un platou de filmare la o junglă. Adevărul este că încă nu realizez că m-am băgat în așa ceva. Nu știu ce mă așteaptă să ai răspunsul. Nu. Pot să-mi imaginez așa în mintea mea, dar nu cred că e ce va fi cu adevărat. Voi fi o zeiță a foametei în Dominicană. Problema este că pot să nu mănânc o zi întreagă. Mie îmi place să schimb slănina, mănânc în fiecare zi slănină. E o adicția mea. Ce? Păi stai mă, n-aveam dușul? Eu chiar credeam, păi... Da, nu știam asta, eu chiar credeam că-s dușuri. Nici veceu. Cum mă veci? Eu nu m-am informat foarte bine înainte să vin această competiție. N-ai. Că și cu cine? Avem hârtie igienică? De ce afla asta la promo? Cum e nici hârtie igienică?